Așa, acum avem 5 categorii care conțin împreună 39 de cărți, iar în total 66. Oh, salutare, dragilor! V-ați propus vreodată să memorați cărțile Bibliei în ordine? Tocmai am descoperit o metodă foarte interesantă de a le reține și explicam lui Ayan cum le poate memora. Îl voi ruga pe el să ne explice cum a reușit lucrul acesta, dar înainte aș vrea să vă spun că astăzi vom discuta despre Biblie, despre Cuvântul lui Dumnezeu. Vă mai amintiți că vă spuneam data trecută că secretul pentru a putea face roada Duhului Sfânt este să ne punem în minte și în inimă Cuvântul lui Dumnezeu, să vorbim cu El în fiecare zi în rugăciune și să cerem puterea Duhului Său cel Sfânt. Astăzi vom vorbi despre Biblie, iar data viitoare vom afla mai multe despre rugăciune. Să începem prin a memora împreună cărțile Bibliei. Biblia are 66 de cărți. Ea este împărțită în două părți, Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament are 39 de cărți, care sunt mult mai ușor de reținut dacă le împărțim după felul de scriere pe care o conține fiecare. Astfel avem primele 5 cărți care se numesc Pentateuh sau Cărțile lui Moise, Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. Apoi 12 cărți istorice, Iosua, Judecători, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Împărați, 1-2 Cronici, Ezra, Neemia, Estera. 5 cărți poetice, Iov, Psalm, Proverbe, Eclesiastul și Cântarea Cântărilor. 5 cărți ale profeților mari și 12 cărți ale profeților mici. Ce mă ajută să rețin este chiar acest joc. 5-12, 5-5-12. Iar despre cărțile Noului Testament avem la corul de copii un cântec exact cu cărțile Noului Testament. Să-l ascultăm! Sufletului nostru. Puterea care, împreună cu Duhul Sfânt, ne ajută să aducem acele roade bune și să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul nostru. Așa cum, fără hrană, corpul nostru este lipsit de putere, tot așa și sufletul nostru are nevoie de cuvintele Domnului pentru a fi plin de viață. Și cum avem nevoie de hrană în fiecare zi, tot așa avem nevoie și de cuvintele Domnului în fiecare zi. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât pe vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine.
Mă bucur de cuvântul tău, ca cel ce găsește o mare pradă. Urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. De 7 ori pe zi te laud din pricina legilor tale cele drepte. Multă pace au cei care iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Eu nădăjduiesc în mântuirea ta, Doamne, și împlinesc poruncile tale. Sufletul meu ține învățăturile tale și le înveți mult de tot. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Cum își va ține tânărul cărarea curată, îndreptându-se după cuvântul tău? Ce dulci sunt cuvintele tale pe cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Prin poruncile tale mă fac să fiu mai priceput. De aceea urăsc orice cale a minciunii. Învățăturile tale sunt moștenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celor neștiutori. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Da, doar citind Biblia putem să avem acele roade despre care am vorbit data trecută. Poate te întreb, cum să citesc Biblia? De unde să încep? Dacă încă nu știi să citești, roagă-i pe părinții tăi să facă acest lucru pentru tine. Poți alege una dintre aceste Biblii cu ilustrații. Iar pentru cei mai mari, dacă încă nu prea ați citit mult din Biblie, puteți începe cu o Evanghelie, cu Luca. Puteți citi psalmi sau proverbe. Și cărțile istorice sunt accesibile, cum ar fi Iosua. Sau puteți începe cu istoria poporului Israel în Exod. Dar nu uitați un principiu foarte important. Biblia se citește carte cu carte, nu la întâmplare. Putem să considerăm Biblia ca o scrisoare pe care Dumnezeu a scris-o pentru noi. De fapt, sunt 66 de scrisori. Pentru că Biblia are 66 de cărți și în fiecare carte Dumnezeu vrea să ne transmită un mesaj pe care nu îl putem înțelege dacă nu îl citim de la început la sfârșit sau îl putem înțelege greșit. Exact așa i s-a întâmplat și Alisei. Să citești întotdeauna o scrisoare de la un capăt la altul. Poftim. Da, e foarte important. Mai ții de ce mi s-a întâmplat vara trecută? Prietena mea, Sophie, eu știu. Mi-a scris un e-mail care era cam lung și cum eu nu prea aveam timp să-l citesc, mi-am aruncat ochii la întâmplare și am văzut că pe la început mă saluta și apoi scria. M-am gândit să vin la tine mâine. Tata are drum la Cluj, așa că am putea fi acolo cu toată familia mea. Eu aveam o aniversare în ziua următoare, dar cum ea venea așa de rar la Cluj și mie mi-era foarte dor de ea, am sunat să anunț că nu pot merge la acea aniversare. Dar mare mi-a fost surpriza ziua următoare când i-am tot așteptat, dar ei n-au venit. Și ce ai făcut? De pe la amiază mi-a venit ideea să mai citesc până la sfârșit e-mail-uri. Mai jos scria, ar fi fost foarte frumos să putem veni, dar imediat ce am vorbit cu tata, a spus că el e doar în drum prin Cluj și trebuie să ducă pe cineva bolnav la spital, deci nu mai putem ajunge. Dacă citeam totul de la început, ce bine era. Înțelegeam tot contextul și nu rădam petrecerea. Tot așa este și cu Biblia, cu cărțile lui Dumnezeu. Trebuie să le citim cu de-a-ntregul ca să înțelegem tot contextul. Mie îmi place foarte mult să călătoresc.
De fapt, întreaga mea viață se aseamănă cu o mare călătorie. Însă am o problemă cu orientarea. De câte ori merg prin oraș, pe o străduță nouă, mă rătăcesc. Diferite lucruri îmi distrag atenția și nu mai știu încotro să o apuc. La fiecare intersecție, mă tem că nu cumva să îmi pierd direcția spre locul unde vreau să ajung. Un singur lucru îmi poate salva călătoria. Harta. Ador hărțile. Sunt pline de informații importante. Au marcaje la fiecare oprire importantă de pe traseu. Dacă nu mai știu încotro să merg, deschid harta și aici găsesc tot ce am nevoie ca să merg mai departe. Credeți-mă, la câte eșecuri am avut, nu mai fac niciun pas fără să am harta la mine. Și la fel procedez și în viața de credință. Era o vreme când rătăceam prin locuri pustii. Nu mai știam încotro să merg. Am apelat la alți călători pentru ajutor. Am căutat indicatoare, dar parcă tot mai mult mă depărtam de drumul cel bun. Dar când am găsit harta, adică Biblia, călătoria mea a început să aibă din nou sens. Da, Biblia e plină de curiozități științifice și de întâmplări supranaturale, dar ea este mult mai mult decât atât. Minunea ei stă în faptul că, așa cum o hartă te ajută exact în locul și în momentul în care ai nevoie, tot așa și Biblia are cuvintele lui Dumnezeu specifice pentru tine acum. În fiecare zi poți găsi în ea drumul spre cer și tot ce ai nevoie ca să mergi acolo. În cuvintele ei găsești pace, îndrumare, îndreptare dacă ești pe un drum rău și speranță că nu mai este mult până ajungem la destinație. Doar consultând zilnic această hartă, vei putea să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu și să mergi înspre El. Dar unii oameni citesc Biblia doar când trec prin momente grele, sperând că simpla ei lectură va face cumva o minune și vor găsi răspuns la întrebarea lor. Ei îl neglijează în fiecare zi pe Dumnezeu și cuvântul Lui, iar când au o problemă, deschid la întâmplare și speră să găsească acolo rezolvare. Dar Biblia trebuie citită ca să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, ca să ne asemănăm mai mult cu modelul caracterului Său. Atitudinea cu care deschidem Biblia este foarte importantă. Nu o citim ca să găsim o scuză pentru greșelile noastre. Nu o citim ca să aflăm curiozități istorice și nici măcar ca să mai bifăm încă o zi și cumva să-L mulțumim pe Dumnezeu cu disciplina noastră. Citim Biblia ca să ascultăm cuvintele Lui, așa cum ne dorim să auzim cuvintele unui prieten drag. Nu mai aștepta! Deschideți astăzi Biblia și hai să mergem împreună în această călătorie! Josua a luat conducerea poporului Israel după Moise, Domnul l-a încurajat și l-a îmbărbătat, dar i-a dat și o poruncă foarte importantă, cartea aceasta legii, să nu se îndepărteze de la gura ta, cugita asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce e scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Cugete asupra ei zi și noapte. Cugetă, adică gândește-te la cuvintele Bibliei pe parcursul întregii zile. Da, citirea Bibliei este primul pas foarte important în relația noastră cu Dumnezeu. Dar după ce am citit, la fel de important este să medităm la cuvintele Domnului. Nu să închidem repede Biblia, ci să stăm și să ne gândim, să ne întrebăm ce vrea Dumnezeu să ne vorbească nouă personal. Biblia nu a fost scrisă să aflăm noi curiozități antice, ci ca să ne schimbe viața. Așa că, ori de câte ori citim din Biblie, trebuie să ne punem întrebări. Iată câteva întrebări pe care să ți le pui ori de câte ori citești din Biblie. Există vreun exemplu pe care să-l urmezi? Există vreun păcat pe care să-l evit? Există vreo promisiune pe care să mi-o revendic?
Există vreo poruncă pe care să o împlinesc? Există vreo rugăciune pe care să o repet? Există vreo condiție pe care să o respect? Sau există vreo provocare pe care să mi-o asum? Atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, trebuie să facem din toată inima, adică să ne dorim cu adevărat și să nu renunțăm dacă ni se pare că nu ne răspunde din prima. Dumnezeu ne spune în Biblie, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri, pe care, lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa găsi de voi. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se prește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor baciocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui, cele căror frunze nu se veștejesc. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Când îți dorești cu adevărat să-L cunoști pe Dumnezeu, El îți va descoperi cuvântul Său și te va ajuta să înțelegi care sunt lucrurile pe care trebuie să le schimbi în viața ta ca să semeni tot mai mult cu El. Înainte de a citi din Biblie, roagă-L pe Dumnezeu să-ți descopere care este voia Lui și cu siguranță o va face, dacă nu te grăbești. Și nu! Nu suntem prea mici nici să citim din Biblie, nici să medităm la cuvintele ei. Poți să încep chiar de astăzi. Le-am adresat adolescenților noștri câteva întrebări prin care ne-au împărtășit din experiența lor cu privire la citirea Bibliei și la meditarea la cuvântul Domnului. Îți place să citești singură din Biblie? Îmi place mai mult să citesc împreună cu cineva ca să putem discuta despre ceea ce am citit. Da, îmi place să citesc din Biblie. Da, îmi place. Am o timpă care stau singură cu Domnul. Uneori mai mult, uneori mai puțin. Da, îmi place să citesc din Biblie și citesc în fiecare zi aproape fără excepție. Care este cel mai potrivit moment al zilei pentru tine ca să citești din Biblie? Uneori citesc seara, dar îmi place când citesc ziua pentru că mă pot concentra și înțelege textul mai bine. Citesc seara din Biblie. Pentru mine cel mai ușor îmi este să citesc înainte de culcare. Dimineața, deoarece știu că dacă încep ziua cu Domnul, El îmi va da izbândă în toate încercările din ziua respectivă. Cum reușești să faci liniște în jurul tău? Stau singură în camera mea. Merg în camera mea, îmi închid telefonul pentru a nu mă distrage și îmi pun pe laptop instrumental worship, deoarece mă ajută mai mult să intru în starea de părtășie. Merg într-un loc unde sunt singură. De obicei mă trezesc dimineața și am timpul meu împreună cu Domnul, în timp ce ceilalți încă dorm. De obicei, reușești să înțelegi ceea ce citești din Biblie? Uneori înțeleg, uneori nu. Da, de obicei înțeleg ce citesc. De obicei înțeleg. Stau și citesc cu atenție textul și încerc să realizez ce vrea Domnul să vorbească. De fiecare dată când citesc din Biblie, îmi place să mă rog înainte, deoarece știu că Dumnezeu are să-mi spună ceva și îi cer să mă ajute să înțeleg ceea ce citesc. Ai avut momente în care nu ai înțeles ceea ce ai citit din Biblie? În principiu înțeleg, dar mi-e mai greu când citesc cuvinte sau expresii mai vechi. Da, am avut, dar atunci am cerut ajutorul cuiva, de cele mai multe ori a bunicului meu, pentru a mă ajuta să înțeleg. Păi, nu totdeauna înțeleg ceea ce citesc din Biblie, dar asta se întâmplă doar atunci când nu mă rog înainte sau, de exemplu, când este un text mai greu, cum ar fi profeții sau pilde. Atunci cer ajutorul unui adult, deoarece știu că Dumnezeu îmi vorbește și prin ei. Da, au fost zile când nu am înțeles textul din prima, însă atunci când nu înțeleg, recitesc. Ai perioade în care ți se pare plictisitor să citești din Biblie? Nu, cred că Biblia este foarte interesantă.
Da, atunci când nu înțeleg. Mi se pare plictisitor doar atunci când sunt obosită, pentru că simt că nu mă pot conecta și concentra la ceea ce citesc. Da, de exemplu, când citesc ceva ce deja am mai citit și știu, mi se pare puțin plictisitor. Ți s-a întâmplat să vezi că ceea ce ai citit e ca și când Dumnezeu vrea să-ți vorbească direct ție, iar alteori să nu înțelegi ce vrea Dumnezeu să-ți spună? Da, de multe ori. De exemplu, acum câteva zile, era noapte și am început să plâng din cauza stresului pentru examen. Da, știu. Și am început să mă rog și să vorbesc cu Dumnezeu, iar după un timp mi-a venit în minte să citesc din Biblie. Și am citit din Proverbe, capitolul 3, de la 1 până la 10 și Dumnezeu mi-a vorbit atât de clar și mi-am dat seama că El mă iubește atât de mult și că totul va fi bine. Da, de exemplu, textul din Luca 6 cu 27, care mi-a vorbit în relația cu colegii de la școală să îi iubesc pe vrăjmașii mei. Un alt exemplu este că nu am înțeles ceea ce am citit din Biblie, cum ar fi cartea Apocalipsa. Am avut momente în care mi s-a părut că Dumnezeu îmi vorbește direct mie, fie printr-un verset sau printr-un capitol. Aveam o problemă la școală sau acasă și pur și simplu citeam și înțelegeam ce vrea Dumnezeu să-mi spună. Însă am avut și momente în care citeam din Biblie și nu înțelegeam ce vrea să-mi spună. Atunci îmi puneam pe genunchi, mă rugam ca Dumnezeu să-mi arate, să-mi descopere ce vrea El să înțeleg. Câteodată citesc paragrafe din Biblie care mă învață cum să mă comport cu anumiți oameni. De exemplu, dacă aceștia se comportă urât cu mine, Dumnezeu îmi vorbește despre iertare. Ce faci când ți se pare că textul nu are nicio legătură cu tine? Încerc să găsesc situații în care se potrivește. Când nu văd legătura cu viața mea, trec la paragraful următor. Atunci, fie schimb textul, fie îl recitesc pentru că știu că Dumnezeu m-a pus să citesc cu un scop. Continui să-l citesc și încerc să înțeleg mesajul care mi-ar putea vorbi chiar dacă prima dată am impresia că nu are legătură cu mine. Ce tip de carte din Biblie preferi? Preferatele mele sunt epistolele. Prefer să citesc psalmii și proverbele pentru că simt că au o legătură mai specială. Simt că Dumnezeu îmi vorbește direct prin ele. Prefer evangheliile. Mie cel mai mult îmi plac epistolele și evangheliile. Te gândești pe parcursul zilei la ceea ce ai citit? Te ajută în vreun fel lucrul ăsta? Uneori îmi amintesc ceea ce am citit din Biblie și asta mă ajută să mă opresc când îmi vine să fac unele lucrurile. Da, foarte mult. De obicei extrag un verset, îl scriu pe o foaie și îl pun pe peretele din fața biroului pentru a-l vedea pe tot parcursul zilei. Este când îl las și mai mult, așa cum am și acum. Sunt zile în care îmi amintesc ceea ce am citit cu o zi înainte. De exemplu, a fost o dată când aveam un test foarte mare și mi-am amintit că am citit din 1 Petru 5 cu 7, care ne spune să lăsăm toate îngrijorările lui Dumnezeu, pentru că El se îngrijește de noi. Și atunci m-am rugat și nu m-a mai fost frică. Da, dar uneori uit. De multe ori Dumnezeu vorbește despre iubirea pe care trebuie să o am față de cei din jur. Când ai o perioadă în care nu reușești să citești din Biblie, ce gândești despre tine? Ce gândești despre Dumnezeu? Cum reușești să revii? Atunci când este o perioadă în care nu am mai citit din Biblie, mă simt în primul rând goală pe dinăuntru și în al doilea rând supărată pe mine pentru că nu mi-am făcut timp de ceea ce contează cu adevărat. Atunci mă pun pe genunchi, îmi cer iertare pentru că nu am mai citit din Biblie, iar apoi mă duc și citesc. Îmi e într-un fel rușine față de El și sunt supărată pe mine. Este când nu citesc deloc într-o zi. Dar se întâmplă foarte rar și mă simt foarte rău, ca și cum nu mi-am luat pastila sau hrana în ziua respectivă. Cum revin? Păi, prin rugăciune mai întâi. Îmi cer iertare.
Dacă nu citesc o perioadă din Biblie, mă simt îndepărtată de Dumnezeu, dar când realizez, încep să revin la obiceiurile bune. Când am o perioadă mai lungă în care nu am citit din Biblie, mă mustră conștiința, în sensul că, de fapt, a citi din Biblie înseamnă a petrece timp cu Dumnezeu și dacă nu o fac, îl neglijez pe El. E ca și cum aș ignora o prietenă bună când vrea să vorbească cu mine. Crezi că există o legătură între a citi din Biblie și de a avea puterea să asculți de Dumnezeu și de a da rod bun? Da, deoarece Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, care este putere și viață, și astfel vei putea duce o viață plină de rod. Da, clar! Păi e cuvântul lui Dumnezeu și dacă citești din el și aplici învățăturile sale, atunci automat asculți de Dumnezeu și dai rod bun, etc. Da, deoarece Biblia este modul în care Dumnezeu ne vorbește și ne învață cum să trăim. Da, cred că este legătura în a citi din Biblie, a asculta de Dumnezeu și a aduce un rod bun. Citind din Biblie, descoperi poruncile lui Dumnezeu și cum ar trebui să trăiești o viață pe placul Lui. Și totodată, cum să vrei să-L iubești. Și iubindu-L, aduci un rod bun și vrei să faci bine pentru El. Da, cuvântul lui Dumnezeu are putere. Are puterea să schimbe viețile noastre și să ne ajute să aducem roada Duhului de care vorbeam data trecută. După cum am auzit până aici, atunci când ne apropiem de Biblie, mai întâi o citim, apoi medităm la ea, ne gândim la ceea ce Dumnezeu ar vrea să ne spună nouă personal. Iar al treilea pas este să memorăm versete din Biblie. Oare de ce este așa de importantă memorarea Bibliei? Psalmul 119 cu 11 ne spune: strâng cuvântul tău în inima mea, adică memorez Biblia. De ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Memorarea Bibliei este foarte importantă, din mai multe motive, dar în primul rând pentru că o putem folosi ca o armă pentru a putea combate minciunile cu care poate fi bombardată mintea noastră. De exemplu, atunci când avem în mintea noastră șoapte care ne spun: nu mai poți fi iertat, ai greșit prea mult. Oare care ar putea fi cuvintele din Biblie cu care să combatem aceste gânduri? Da, mi s-a întâmplat să aud în mintea mea șapte mincinoase care mi-au spus: Dumnezeu nu te mai iartă, nu-ți mai cere iertare. Dar am aflat în Biblie că tocmai ăsta este secretul. Când păcătuiești, să-ți ceri iertare. Așa scrie în 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Așa că voi folosi acest verset ca o armă împotriva minciunii că nu pot fi iertat. Versetul acesta așa mi-a zis: dacă ne mărturisim păcatele, deci condiția ca să fiu iertat este să mărturisesc ce am făcut rău, Dumnezeu aruncă în marea uitării greșelile mele. Am memorat și eu un verset despre iertarea lui Dumnezeu care m-a ajutat atunci când a trebuit să iert eu pe cineva. Se află în Matei 6, versetele 14 și 15. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Aceste versete mi-au clarificat mai mult conceptul de iertare. Așa cum mie îmi place să fiu iertat, și eu trebuie să iert pe ceilalți. Așa că nu mă voi lăsa înșelat de minciuna de a nu ierta pe alții pentru că nu merită sau pentru că nu și-au cerut iertare de la mine. Un alt motiv pentru care este foarte important să memorăm Biblia este faptul că are puterea să schimbe viețile noastre. Memorarea cuvintelor Domnului ne face să avem gândurile clare și curate și ne învață să ne cunoaștem sentimentele. Proverbele spun că așa e un om cum sunt gândurile lui. Ce pui în mintea ta, aceea vei deveni. Semeni un gând, culege o faptă. Semeni o faptă, culegi un obicei. Semeni un obicei, culegi un caracter. Semeni un caracter, culegi un destin. Și trebuie să memorăm Biblia după ce am citit-o și am înțeles-o. Când memorăm un verset din Biblie, trebuie să înțelegem contextul, adică ideea întregului paragraf spus de autor.
Ce vrei să spun? De exemplu, dacă vreau să învăț Filipeni 4:13 care spune Pot totul în Hristos care mă întărește, știi ce spune Pavel în versetele de mai sus? Nu știu, dar cred că versetul ăsta ne spune că Dumnezeu ne dă puterea să facem orice ne dorim. Tocmai asta e. Așa, sunt scos din context, dar Pavel se referă aici la altceva. Pavel ne spune în versetele de mai sus cum putem să trăim mulțumiți indiferent în ce perioada vieții ne aflăm și când suntem în sărăcie și când suntem în bogăție. El nu se referă la faptul că pot deveni un atlet olimpic fără niciun antrenament și fără abilități sportive doar pentru că Dumnezeu îmi dă putere. A, pot totul în Hristos, adică pot duce orice greu vine peste mine sau pot să mă adaptez la orice situație. Ce interesant! Deci învăț un verset pe care l-am înțeles din contextele celorlalte versete din capitolul și cartea respectivă ca să poată rămâne adânc în inima mea și să-mi poată fi de folos. Nu învăț și nu recit versetele ca un papagal sau ca un robot fără să le înțeleg însemnătatea. Da, e foarte adevărat. Vă voi arăta acum câteva metode de a memora cu ușurință versetele fără să vi se pară o povară. Știați că oamenii memorează diferit, că au stiluri diferite de a învăța? Unii învață mai bine văzând un text, alții auzindu-l. Iar cei care au stilul kinestezic de a învăța, preferă să se implice fizic în procesul de învățare, au dorința de experimentare. Este foarte important să-ți cunoști stilul de a învăța și să-l folosești pe cel care ți se potrivește cel mai bine. Și asta nu doar la memorat versete, ci și la școală. Iată 4 tehnici de memorare bazate pe aceste stiluri de a învăța. Dacă îți place să înveți văzând un text, notează-ți versetele pe bucăți mici de hârtie pe care să le pui peste tot în jurul tău, în locuri pe care le vezi mereu. Pe frigider, pe oglindă, deasupra biroului unde înveți, pe monitor sau chiar pe telefon ca imagine de fundal. Dar ține minte, când treci pe lângă aceste versete, citește-le cu atenție. Poate în timp ce te speli pe dinți sau când faci o mică pauză de la învățat, nu trece doar cu ochii peste ele fără să te concentrezi deloc la ele. Eu vă spun mai ușor văzând textul scris, așa că voi pune cartonașele cu versetul în locurile pe care vreau să le văd cel mai des. Îmi voi pune chiar aici. Când fac pauză de la teme, citesc. Matei 22, de la 37 până la 40. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunce cuprind toată legea și prorocii. Acum o să mă duc să lipesc unul în o baie pe oglindă. Iar unul voi pune pe frigider. Oh, versetul! Să-l repet puțin. Matei 22, de la 37 până la 40. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Oh, super! Aproape știu! Eu învăț ușor un verset văzându-l scris, dar dacă e mai lung și îl văd așa, într-una, toată scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos când se învețe să mostru să îndrepte. Dacă îl văd așa, mi-e mai greu să-l rețin, așa că mi-l structurez așa. Toată scriptura. Deci, toată scriptura, fiecare cuvânt, este suflată de Dumnezeu și de folos. Două lucruri despre Biblie. E de la Dumnezeu și e folositoare pentru noi. Cu ce scop? Ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru că sensul e destul de asemănător, mă uit că trei dintre ele încep cu în. Învețe, îndrepte, înțelepciune. Oare unde vrea să ajungă Biblia cu toată învățătura asta care ne dă? Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Desăvârșit și destoinic, adică perfect și perceput la toate. Am reținut. 2 Timotei 3 cu 16 și referința cum să o rețin. Dacă știu
că Pavel îi povestește lui Timotei, i că am citit toată cartea 2 Timotei învățându-l să rămână la lucrurile pe care le știa din Biblie de mic. Iar 3 cu 16 este simplu, ca și la versetul de aur al Bibliei, Ioan 3 cu 16, și acest verset din Timotei este la fel de important, pentru că dovedește că fiecare cuvânt din Biblie este important pentru că este de la Dumnezeu. Eu rețin foarte bine ce vreau să învăț scriind lucrul respectiv de mai multe ori. De exemplu, în zilele acestea am citit predica spusă de Iisus de pe munte din cartea lui Luca și mi-au plăcut o grămadă de versete pe care vreau să învăț. Chiar acum învățam Luca 6 cu 36. Fiți dar milostivi cum și Tatăl vostru e dar milostiv. Iar ieri am învățat Luca 6 cu 31. Ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Stilul auditiv. Dacă ți este mai ușor să reții auzind, înregistrează-te cu versetul pe care vrei să-l înveți și ascultă-l de mai multe ori când mergi la plimbare, când faci curat, când ai un moment liber. Eu învăț ușor auzind informațiile, așa că mă voi înregistra cu câteva versete pe care tocmai le-am citit și îmi plac foarte mult. Apoi le voi asculta când am puțin timp liber. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez în neorânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Psalmul 119, de la 14 la 16. Bun, să vedem cum sună. Îl ascult acum de câteva ori, apoi încă o dată de seară înainte de culcare și cu siguranță știu. Stilul kinestezic. Când vrei să memorezi un verset, pune-l în scenă. Îl poți juca tu singur sau împreună cu familia ta. Sau găsește imagini pe care să le asociezi cuvintelor sau expresiilor. Apoi repetă versetul privind la aceste imagini. Mie îmi place să asociez imagini unor cuvinte din versetul pe care vreau să îl învăț. De exemplu, acum vreau să învăț Luca 9:35. Și din nou s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu preiubit, de el să ascultați. Și din nou, o să desenez un or. S-a auzit. Ce ziceți de un radio? Un glas. Un megafon. Care zicea: acesta este fiul meu. Un tată și un fiu. Prea iubit. O inimă. De el să ascultați. O ureche. Bun. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu, preiubit, de el să ascultați. Îl știu! Mie îmi place foarte mult să învăț versete. Uitați-vă cum le învăț eu. Astăzi m-am decis să învăț Psalmul 119 cu 14, care zice așa: când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Pentru acest psalm, mi-am decupat câteva imagini ca să-l pot lipi pe perete. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comori. Psalmul 119.
119 cu 14. Folosește muzica pentru a memora. Poți folosi un cântec care există deja pe versetul respectiv sau poți lua o melodie cunoscută pe care să pui cuvintele versetului, cum ar fi Twinkle Twinkle sau Cine a creat stelele pe cer. Iar dacă ai abilități muzicale, poți să compui chiar tu un cântec. Multe versete le-am învățat ușor, ascultându-le pe melodie. De exemplu, Psalmul 46, versetul 1 și 2. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar de s-a zguduit pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Și prietenii noștri din universul copilăriei au găsit un mare ajutor în faptul că au memorat cuvintele Bibliei. Haideți să vedem cum i-a ajutat memorarea să scape de o mare încercare. Universul copilăriei. Bun găsit, dragi copii! Sunt Florentina, prietena voastră din universul copilăriei. De când ne-am despărțit, în desișul verde s-au întâmplat multe lucruri bune. Din păcate, s-a întâmplat și un lucru trist. Minunata carte despre bine și rău, din care le citeam eu și Ileana micuților noștri prieteni, a dispărut. Și, odată cu ea, au dispărut și pădurea de sișul verde și laptopul lui Bungie. La fel s-a întâmplat și cu bucuria și speranța prietenilor noștri. Cipi rândunica cea înțeleaptă, Dodi iepurașul cel năzdrăvan, Vesela Oachii cea mai drăguță broscuță de pe lac, Veverița Vevi din familia prudenților, Bungie plimbărețul, bursucul cel priceput la computere și Tichi măgărușul cel talentat în proiectări. Toată bucuria a dispărut și încrederea. De aceea, dragi copii, începând de azi, pornim într-o grea călătorie, pentru că vrem să aducem înapoi veselia și învățătura cea bună de altă dată. Lângă mine, la microfon, se află actrița Ileana, împreună cu care vă voi prezenta emisiunea de azi, când veți putea auzi, dragii mei prieteni, unde a dispărut universul copilăriei. Bun găsit, vă spun și eu, copii! Ileana, vrei să deconspiri tu puțin din ceea ce vor auzi copiii în minutele următoare? Această călătorie la care ne-am angajat nu va fi o călătorie ușoară. Vom trece prin multe. Ce mai va fi o călătorie cu multe, multe peripeții? Dacă e așa, ce ziceți, copii? Sunteți pregătiți pentru această aventură? Trebuie să fie pregătiți, Florentina, pentru că va fi cu adevărat o aventură. Dacă e așa, eu zic să nu mai pierdem vremea. Să-i dăm drumul și să aflăm unde a dispărut universul copilăriei. Unde e era aici? Ce cauți, Florentina? Nu găsesc cartea. Cartea despre bine și rău? Da, trebuie să ne întâlnim cu prietenii din universul copilăriei și am nevoie de ea. Dar unde era? Unde ai pus-o? Aici, aici, pe birou. Dimineața am citit din ea și de atunci... Of, of, of! Nu se poate! Nu se poate! Ce-ai pățit, Bungie? Toate au dispărut. Laptopul meu de sijiu verde și toată bucuria și speranța de altădată. Dar nu înțeleg.
cum desișul verde a dispărut? E, n-a dispărut el așa din senin. Eu cred mai degrabă că l-a furat cineva. Nu mai spune, Bungi, tu te uiți la prea multe desene animate. Bungi, și eu cred că ai o imaginație foarte bogată. O să întârziem, prietenii noștri ne așteaptă deja. Nu mă credeți? Florentina, nici tu nu mă crezi? Bine, Bungi, bine. Ileana, mergem? Eu sunt gata. Stați, stați, așteptați-mă, vin și eu. Ce-i asta? Vai, nu se poate. Nu m-ați crezut. E, ăsta e desișul verde. Nu, aici nu e desișul verde. Sunt numai gropi și noroi. Și o tăcere? Auziți? E o tăcere asurzitoare. Așa e, pentru că desișul verde nu mai există. A dispărut. Cineva l-a furat și voi nu m-ați crezut. Ia uitați-o pe Oachi. O vedeți acolo pe pietricică? Toată bucuria a dispărut. Cineva a furat-o, ca și pe celelalte. Cartea despre bine și rău. Înseamnă că cine a furat toate astea a furat și cartea mea. Înseamnă că cineva vrea să ne distrugă universul. Pentru că cine a furat cartea despre bine și rău, cu învățămintele și povețele ei, bucuria copilăriei și locul ăsta drag de sișul verde, a furat, de fapt, universul copilăriei. Oricine a încercat să facă asta, i-a reușit. Cineva nu ne iubește. Florentina, ia stai. Îți amintești de pagina aia albă din carte? Pagina aia de la început era scris un mesaj pe ea. Era o dedicație. Exact. Mi-a scris-o cel ce mi-a dăruit-o. Și îți amintești exact ce scria? Cum era? Trebuie să-ți amintești ce scria. Da, sigur, mi-amintesc. O știu pe de rost dedicația aia. Dar nu văd care-i legătura. De cum care? Cum care? Cum era? Păi stai să-ți-o spun. Spune-mi repede cum era. Stai să zic. Această carte, iată, citește-o numai amânat. Așa? Oricând, dacă ar dispărea, balaurul de-o va fura. Și altele împreună cu ea, speranța și bucuria. Așa? Și tot ce-i bun în viața ta la grea încercare de ar sta. Memoria te va ajuta, iar în final vei triumfa. Asta era! Sigur că da, asta era, Florentina. Hei, au venit Florentina și Ileana. La ce bun? Desișul nostru a dispărut. Da, și toată bucuria noastră a dispărut. Și a dispărut și speranța. Mai prieteni, mă bucur că vă văd. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să ne unim forțele. Trebuie să ieșim din toată situația asta mai mult decât biruitori. Trebuie, vreți noi? Și voi? Noi? Vom fi învingători. Vreți? Cum învingători? Florentina, ceva îmi spune că dedicația aia de pe carte are un mesaj codificat. Cred că este doar o chestiune de interpretare. Crezi? Memoria te va
ajuta și în final vei triumfa. Trebuie să însemne asta ceva. Ce ar putea să însemne? Trebuie să... Eu n-am încredere în ele. Ceva nu e în regulă cu Ileana și cu Florentina. Le-a lăsat memoria. Da, vorbesc tare ciudat. Mai bine mă întorc pe pietricica mea. Da, și eu mă întorc acolo unde era cândva scorbura mea. Prieteni, și mie mi-a dispărut cartea despre bine și rău. Cum? Cartea cu povestirile frumoase? Oh, nu! Câte nenorociri deodată! Da, măcar de nu dispărea și laptopul meu. Știți ce cred eu? De acolo de unde este ea acum, cartea asta ne va ajuta. Am toată încrederea, am toată încrederea. Da, Ileana, crezi despre bine și rău? Ileana, nici eu nu înțeleg cum o să ne ajute. Ascultați, cheia problemei noastre, eu cred că stă în versurile astea din mesajul codificat. Memoria te va ajuta și în final vei triumfa. Memoria. Ileana, asta este cheia, memoria. Da, 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 sigur. Am înțeles. Pentru că noi am citit și am tot citit din ea și pentru că am învățat chiar pe de rost multe proverbe și alte vorbe înțelepte, vă amintiți, nu? Da, da, cum să nu? Cartea asta ne va răsplăti acum. Da, asta vreau să spun. Ea, de acolo de unde este, ne va călăuzi cu ajutorul memoriei noastre spre tot ce trebuie să facem ca să o redobândim. Exact, asta am vrut să spun. Tot ce am citit până acum ne va ajuta de acum înainte. Prieteni, aveți încredere în noi. Vom începe o călătorie lungă. O călătorie? Eu nu plec nicăieri. Prieteni, poate n-ar trebui să ne fie frică. Am mai făcut și alte călătorii. Da, eu cred că ar trebui să avem încredere în ele. Hei, hei, ce s-a întâmplat cu voi? Ce vă tot codiți? Nu ne-au ajutat ele de atâtea ori până acum? Da, da, Bunge are dreptate. Eu merg cu ele în călătorie. Și eu. Și eu. Și eu. Dodi, tu nu vii? Nu, dacă nu merg, rămân singur aici. Ba da, hai de vin și eu cu voi. Grozav. Prieteni, haideți să pornim. Suntem toți pentru unul și unul pentru toți, da? Da, 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 da. Hai să mergem. Împreună spre victorie. Și unde mergem? Mai întâi mergem spre Crângul Însorit, unde o să ne sfătuim cu Marele Comandant. Acolo o să putem vorbi cu el în liniște și el o să ne spună încotro să o luăm. Haideți să mergem! Haideți! Am obosit să mai țopăi. Da, și eu am obosit să te mai aud plângându-te pe tine. Da, și eu care te credeam cel mai bun prieten. Hei, haideți să nu ne certăm acum. Așa e, nu vă mai certați. Nu uitați că avem de făcut o călătorie grea. Așa că avem nevoie unii de alții. Mie mi s-a făcut sete. Da, nu ne-am gândit la asta. O să avem nevoie de apă și pe drum. Parcă era pe aici pe undeva o fântână. Aia de acolo? Da, aia e. Parcă ar fi o fântână părăsită. Da, ce rău arată sărăcuța de ea. Nu, e împânzită de păienjen uriaș. Eu nu beau apă din ea. Mie mi-e sete. Mi-e sete tare, tare de tot. Eu nu fac niciun pas mai departe. Și nici nu beau apă din fântâna asta. Prieteni, vă dați deja bătuți de la prima încercare? Cine-i de partea noastră să ridice mâna? Eu vă urmez mai departe, da. Și eu vă urmez mai departe. Și eu merg mai departe. Dar voi? Ok, ce facem? Venim și noi. <gântu-i>
priviți. Fraților, ce pradă o să cad acum urmările noastre! Ha, priviți, fraților! Un an întreg nu vom mai fi sluși, ci vom petrece împreună cu stăpânul nostru! Vom sta la masă cu el! Nu! Cântare să te revăd! Ce zici? Vin să te legăm propânzățe sută special pentru tine? Haide că acunuiemă mica cu tine să te împiedice! Tu nu trebuie să asculti de mămica! Ce mare te-ai făcut! Uite, dacă vii, îți dau apă de izvor să bei. Ia aici câteva picături. Ia aici că să-ți aduce aminte cât de sete ți este. Hai de gustă. Nu, nu mă stropi, nu mă stropi. Apă? Apă? Prietene, apă? Ce bună e! Vezi, orații, vezi ce zice acum? Vii să te legăm? Dacă nu vin, sunteți cu toții pierduți. Nu vă dăm niciun strop de apă să beți. Și nici nu o să supraviețuiți călătoriei. De unde știi tu că suntem în călătorie? Eu știu totul, pentru că stăpânul meu, Balaurul, Balaurul? Da, Balaurul știe tot ce e rău. Nu. Mi-e frică de Balaur. Și tot ce mișcă pe pământ. Nu. Ai de broscuță. Nu fi să te legăn. Nu te duci. Nu, mami nu mă lasă. Fii liniștită că n-o să afle niciodată că n-ai ascultat-o. De prietenii tăi scăpăm noi ușor. Și n-o să aibă cine să-i spună. Haide, 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 Oachi, apropie-te! Oachi, Oachi, ai grijă ce faci, nu te duce! Haide, Oachi, haide, haide, o să te facem regina adâncurilor! Au, taci, taci acum! De ce? Prieteni, mi-am amintit, copii, ascultați de părinții voștri căci este drept! Nu, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este o poruncă însoțită de o promisiune. Ca să fii fericit și să trăiești mulți ani pe pământ. Au, știu că mama s-ar putea să nu afle niciodată că n-am ascultat-o, dar chiar și așa, eu vreau să o ascult pe mama, pentru că prin ascultarea mea de ea, eu o cinstesc. Oachi, uite, au, a dispărut. Cum ai făcut asta? Unde or fi dispărut toți păienjenii? Nu știu, eu nu le-am făcut nimic. Dar este foarte, foarte ciudat. Când au m-a stropit cu apă, am înghițit un strop și dintr-o dată am simțit așa o speranță și curaj. Și imediat m-am amintit de vorba înțeleaptă pe care am învățat-o împreună din cartea despre bine și rău. Copii, ascultați de părinții voștri căci este drept. Știți, cuvintele astea din carte i-au aruncat pe prienjenii cei răi în adânc. Hei, prieteni! Cine a vorbit? De aici din fântână s-a auzit, să știți. Nu, de aici de sus. Eu nu văd pe nimeni acolo jos în fântână. Doar apa care clipocește ușor. O, cine ești? Spune repede cine ești și de unde vorbești. Sunt eu, apa din fântâna speranței. Vă mulțumesc, prieten. Oachi, mai ales ție îți mulțumesc. Mie? De ce?
De ce ne mulțumești nouă? Nici nu vă dați seama ce mult bine mi-ați făcut. Da? Voi m-ați eliberat de păienje. Nu? De mult mă rog să treacă vreo ființă bună pe lângă mine. Eu am fost înlănțuită de păienjenii cei răi, care sunt slujitorii Balaurului, dușmanul binelui. El nu mă iubește pentru că eu fac mult bine prin asta. Apa mea proaspătă ajută și dă speranță călătorului însetat. Așa că și-au trimis slugile să mă înlănțuie cu firele lor veninoase. Toți care treceau pe lângă mine, când mă vedeau plină de păienjeni, treceau mai departe. Credeau că s-o fântână părăsită. Când v-ați apropiat voi de mine, m-am bucurat, dar mi-a fost frică pentru broscuță să nu cadă în capcana lui Au-Au. N-am putut să strig, pentru că mi-au ferecat glasul. Când am văzut că Au-Au a aruncat cu apă spre ea, am început să prind și eu speranță. Eu am fost hăruită cu o putere pe care mulți nu mi-o cunosc. Dacă bea cineva din apa mea, își recapătă încrederea și speranța. Îi se înnoiește gândirea și revine memoria. Când Au-Au a stropit-o pe Oachi cu apă, ea și-a amintit cuvintele din cartea despre bine și rău pe care le-a rostit. Puterea cuvintelor i-a alungat pe păienjeni în adânc, acolo de unde au venit. Știți? Ei nu pot suferi cartea asta, pentru că e scrisă de Marele Comandant. Cum? Ai auzit și tu de cartea despre bine și rău? Sigur că da, și eu slujesc tot binelui. Dar pe voi, ce vânt vă duce prin acest ținut? Ne-au dispărut câteva lucruri. Cred că ne-au fost furate. Da, cartea despre bine și rău a dispărut. Da. Și desișul verde ai uitat. Și speranța. Și laptopul meu? Da, toate au dispărut. Ne-a fost furat universul copilăriei. Am înțeles. Atunci aveți o cale lungă și grea de făcut. Balaurul vi l-a furat cu siguranță. El nu poate suferi binele. El se luptă într-una cu Marele Comandant. Știam eu. Eu am simțit că versurile alea au un tâlc. Florentina așa spunea și dedicația din carte. Balaurul de-o va fura și speranța și bucuria împreună cu ea? Așa e. Cum de nu mi-am dat seama de la început? Pentru că mi-ați făcut mult bine, vreau să vă răsplătesc. O, răsplată! Da? Beți apă câtă doriți. Wow! Și luați din belșug și cu voi pe drum. Da, unde să... Apoi să umpleți și o sticluță cu apă stătută din băltoaca asta care mă înconjoară. Nu vă uitați la ea că e cu mult. Tot ce-i murdar și rău o să dispară și o să rămână doar apă curată. Da? Să beți din ea doar la grea încercare și doar o înghițitură. Acum beți cât vreți din apa mea proaspătă. Vai, ce bună e! Da, și speranță, da, ce bună! Să umple și sticlele! Da, uite, avem aici patru sticle! Da, una! Trebuie să le ajungă pentru toată călătoria! Da! Haide să le umple! Ce bună! Și încântată, ce bună e! Să spătrie! Hei! Nu uitați să treceți prin crângul însorit. Da, nu? Să vă sfătuiți mai întâi cu Marele Comandant. El o să vă arate încotro să o apucați. Da, mulțumim. Da, așa o să facem. La revedere. Suntem gata? Să mergem, prieteni. Să mergem. La revedere. Și așa s-a sfârșit, copii,
ultima zi din călătoria noastră. Ileana, tu ce zici? Vom reuși noi oare să aducem înapoi universul copilăriei și bucuria de altă dată? Trebuie să fim optimiste, Florentina. Oricum e bine că știm cine a furat toate astea. Abia aștept să ajungem în crângul însorit să ne sfătuim cu marele comandant. Așa e. Copiii, sper să ne însoțiți și voi în călătorie și în emisiunea viitoare, când ne așteaptă multe, multe lucruri interesante în drumul nostru spre crângul însorit. Până atunci, rămâneți cu bine, copii! La revedere, copii! Cât de important este să avem în gândurile noastre cuvintele lui Dumnezeu? Cu ele vom putea birui răul, așa cum a făcut Joachim. Puteți începe și voi să memorați dintre versetele pe care le-ați auzit astăzi aici sau dintre cele pe care le citiți în Biblie. Alegeți modalitatea care vi se potrivește cel mai bine. Iar noi ne-am bucurat foarte mult să ne arătați ce versete ați învățat. Puteți face acest lucru trimițând un mesaj privat pe pagina de Facebook a Bisericii Betel Mănășturi. Ne vedem peste 2 săptămâni!